Se are loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești. Sunt prezenți 12 consilieri aici fizic în sală, 7 consilieri prin intermediul online. Este întrunită majoritatea și rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc pentru grație răspunsul noastră de a participa la această ședință, în care trebuie să aprobăm două proiecte pe privind aprobarea unor indicatori în ceea ce privește eficientizarea energetică a blocului. Primul proiect este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza PT, pentru proiectul eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Gheorghe Doja, blocul 1. Eu aici cred că o să intervin și o să vă reamintesc că strada Gheorghe Doja, blocul 1, scara A+B, nu se realizează din cauza că a fost intablată doar o singură scară de bloc. O să rog că managerul de proiect să mă caute, să-mi spună dacă am dreptate sau... Am dreptate, dar nu putem modifica titlul. Denumirea titlului. Așa este denumirea proiectului și nu putem modifica deocamdată titlul. Deci îl pomenim pe Vasălică, deși Vasălică nu mai este... Deocamdată, da. ...între noi. Exact. Deci, Gheorghe Doja, blocul 1, scara A+B. Da, și cu ocazia aceasta trebuie să atragem atenția tuturor deținătorilor de imobile, blocuri, e vorba de asociațiile de proprietari, să-și intabuleze blocurile ca suprafață totală. Nu doar o scară, nu doar două scări de bloc. Am văzut și pe alte, în alte zone unde nu există, nu sunt prinse acum în etapa aceasta de finanțare, dar vor urma și alte etape de finanțare, când vom depune și alte blocuri pentru pe aceste proiecte, pe eficientizare energetică, unde, bineînțeles, că vom relua și acest bloc, scara, blocul 1, scara A+B, dacă, între timp, și-a actualizat intabularea. Dacă nu și actualizează până la viitoarea etapă de depunere pe fonduri europene privind eficientizarea energetică a blocurilor, probabil că va fi următoarele valuri de renovare, noi suntem pregătiți și le depunem din nou. Dar și alte blocuri din Comănești am văzut că figurează cu intabulare parțială. Ceea ce nu se poate face. Strada Pieții, blocul 1, 2, 3, scara A+B, blocul 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii, blocul 6, cod C5, A3, 1 cu 6. Valoarea totală a proiectului acesta este de 211 miliarde de lei. 21 de milioane, 152.628,85 lei. Al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza PT, pentru proiectul eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Azur, numărul 6, strada Republicii, cu blocurile A, scara A+B, blocul A1, scara A+B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, cod C5, A3, 119. Valoarea totală a proiectului este de 31.640.112,35 lei. E vorba, deci, de 316 miliarde care vor fi alocați de la Uniunea Europeană în vederea implementării acestui proiect de eficientizare energetică a locului. Cam atât avem pentru astăzi și bineînțeles că o să ne pregătim pentru ședința ordinară care va avea o săptămână viitoare cu un număr mai mare de proiecte, dar acestea erau foarte urgente pentru că este termen limită de depunere astăzi, da? Da. Da. Primim peste noapte ședință, trebuie să dăm indicatorii aprobați, altfel pierdem proiectul.
Mulțumesc frumos, doamna președinte. Doamna secretar, doamna președinte. Mulțumesc. Bună ziua, zic și eu. Bine ați venit la ședința extraordinară din data de vestul oficiului Comitetului 12 de astăzi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Mulțumesc. Dau citire primului proiect de ordine. Doamna. Nu ordinea, doar proiecte. Nu mă trebuie să le spun la vot. Deci primul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat PASAPT pentru proiectul eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comunești, Asociația de Proprietari George Vaporia, numărul 8, strada Gheorghe Doja, bloc 1, cu scara A plus B, strada Pieții, bloc 1, 2, 3, scările A plus B, 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii, bloc 6, cod C5A3-1-6. Materialul a fost la comisii. Dacă mai are cineva comentarii, nu? Supun la vot cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Trec la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza PT, pentru proiectul eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comunești, Asociația de Proprietari Azuri, numărul 6, strada Republicii, cu blocurile A, scările A plus B, A1, scările A plus B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, la fel cod C5, A3, 1 cu 9. Aceeași chestie, deci proiectul a fost la comisie. Dacă mai sunt comentarii, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința. Și mulțumesc și eu colegilor că au aprobat aceste proiecte foarte importante. Sperăm să mergem mai departe așa. Știți că la una din ședințele trecute aceste proiecte nu au fost votate de o parte din consilier. O parte din consilier. Dacă vreți, vi spun ce este important. Deci, îl felice pe domnul Tomița că atunci a votat. Și acum, și acum. Da. Și nu numai. Aș vrea să vă întreb dacă nu are legătură cu ordinea de zi, dacă considerați sau dacă credeți că este bine să facem zilele orașului sau nu. Pentru că se apropie luna august, sunt cetățeni care treabă, sunt discuții pe tema asta și așa ca și anul trecut, v-am întrebat ce am trecut și anul ăsta, la fel vreau să vă întreb, dacă considerați că e bine să facem zilele orașului comun. De acord? Fiecare cetățenii orașului sunt cetățeni care nu pot pleca în concediu. Și atunci, o mică distracție în weekend, escapadă pe dealul pe galion, este binevenită pentru toată lumea. S-ar putea să fie persoane care nu doresc să face, pentru că este zona acum s-a pus asfalt acolo, s-a construit funge de legătură, poate nu vor să o vadă toată lumea. Știe că... Da. Bun, deci să punem pe ordinea de zi la ședința următoare și aprobarea zilor orașului. Da. Mulțumim! Vreau să participați?